Bună ziua, mă numesc Mircea Crișan, sunt din orașul Pâncota, județul Arad. Crescător de porumbei sunt de mic copil, că am avut tradiția din familie, de la bunicul, de la taică meu și mi-a rămas o pasiune și în suflet. Cu zborul am început din 2005. M-am încadrat la categoriile preferate de zbor, sunt viteza de mi-fond până în fond, zborurile în special de o zi. Cresc porumbei în rasele Van de Paș, acum mi-am dus niște porumbei pe linie de Kittel Van de Bulk, Van de Nabele. Satisfacții mari am avut în fiecare an. Campion județean a fost în fiecare an, campion național am fost. Anul ăsta iarăși am niște porumbei foarte bune, dintre care unul trebuie reclamat, va fi posibil pe podium național, dacă își mai face încă o etapă bună. Și pregătirea porumbeilor începe cu din 1 ianuarie până în 31 decembrie. Trebuie să fim tot printre ei, să ne ocupăm de porumbei, de împerecheri, de reproducție. Iar la zboruri, după ce vin porumbei acasă, trebuie să ne ocupăm de recuperarea lor cu produse care sunt acum pe piață, electroliții, ceaiuri de la Natural Line, mai facem noi ceaiuri de urzică, ceaiuri de rostopască, atunci mai ajutăm cu toleamin, cu belgasol, cu ce produse? Mâncarea pe care le dăm este mâncarea la sac, Versele Laga, că este parcă mai acceptabilă, cu toate că nu e o calitate foarte superioară, dar e foarte bună mâncarea de porumbei. Pregătirea începe de când au venit porumbei la casă. Așa. Curățenie facem la porumbei, trebuie să avem grijă să vedem penajul porumbeilor, baie săptămânală porumbei după ce vin de la zboruri. Sănătatea, în primul rând, să fie primordială. Dacă au sănătate porumbei, au și tendința de veni acasă și arată bine și se descurcă. Cu toate că anii sunt tot mai grei, cu calamitățile astea naturale, cu canicula asta, cu furtunele, cu parabolicile astea, cu G5-urile, cu G7-le astea, îi dereglează foarte, foarte tare porumbei. Dar, în mare parte, începem cu 100 de porumbei și la sfârșit de an mai rămânem cu 30. Dacă rămânem cu numericul ăsta, suntem foarte, foarte bucuroși că am mai rămas cu ceva porumbei în coteți. Vremurile sunt tot mai grele, etapele sunt mai grele și se văd pe parcurs la mulți crescători că pierderile sunt foarte mari de porumbei. Nu din cauza că sunt proști porumbei sau organizarea este proastă, din cauza naturii. Din cauza naturii. Acesta este un porumbel de 2020-108038, care are acest an 9 etape clasate și va fi reclamat pentru podiumul posibil național, la categoria general. Are o etapă de fond foarte bună și celelalte de viteză de mi-fond iară sunt etape de vârf pentru el. Masculul are o poziție foarte bună, are un pui mare, peste o săptămână va putea zbura și iar are ouă. Acest porumbel, da. Acest mascul este un mascul de 2019, 301055, un mascul de pe linie de Van de Paș, dintr-o pereche de porumbei de la Stoica Eugen, de la Fenlac, prietenul meu, și anul trecut are locul 1 general pe județul Arad, un mascul deosebit de bun zburător. Are și anul ăsta 6 etape clasate, dar parcă este mai obosit porumbelul. După atâția ani de zbor se mai obosește, dar este în bună regulă. Acum i-a dispărut femela, sperăm să facă o surpriză și el plăcută la ultimele 3 etape care sunt.